În același timp, românii și-au rafinat gusturile în materie de vacanțe. Caută hoteluri așa cum au văzut în străinătate, iar investitorii în turist trebuie să-i ascultă dacă vor să-i câștige. Pe harta apar noi unități de 4 sau 5 stele, iar cele vechi intră în renovare. Sumele puse în joc au crescut cu 70% față de anul trecut, estimează experți din industria hotelieră. Schimbări vizibile au apărut în Poiana Brașov și pe Valea Prahovei. Cu 15 milioane de euro în Poiana Brașov au fost construite șapte vile cu aproape 100 de apartamente. Unele vor fi reședințe de vacanță. Restul vor fi închiriate în regim hotelier. Arhitectura este una austriacă. Am încercat să folosim lemnul în cea mai mare parte, Piatra. Se lucrează intens și pe un alt șantier din Poiana Brașov, unde a fost ridicat un apart-hotel imens, lângă pădure. Va avea 43 de apartamente și ar trebui să fie gata în primăvara anului viitor. Primul hotel de 5 stele din Poiana Brașov tocmai a primit autorizație de construcție. Investiția se ridică la 70 de milioane de euro și va include 120 de camere, mai multe restaurante și un centru spa de aproape 1000 de metri pătrați există nevoie foarte mare de unități de calibru, unități de 5 stele și piața din România este mai mult decât pregătită să plătească. Alte șase unități fac parte dintr-un concept imaginat de celebrul arhitect austriac Franz Jans. Lucrările estimate la 100 de milioane de euro încep în câteva săptămâni și aici o parte din apartamente vor fi vândute. Ar trebui să fie introduse în circuitul turistic și asta sperăm, pentru că nu ne dorim să devenim o a doua mamaia nord. În tot județul Brașov în acest an au fost înregistrate 134 de proiecte de construcție în domeniul ospitalității, cu o valoare totală de peste 1,4 miliarde de lei arată o monitorizare a șantierelor. Și pe Valea Prahovei se fac investiții. Acest hotel din Sinaia a fost reinventat. Avem un restaurant cu specific japonez, avem un restaurant românesc și unul italian. Totul este renovat complet. Față de anul trecut e o creștere de 70%. Fiecare hotel și propune să vină și cu o ofertă legată de conferințe, de parte de turism de tratament. Și datele Institutului Național de Statistică arată că interesul turiștilor s-a mutat în ultimul an de la hotelurile de 3 stele la cele cu confort sporit, unde creșterea este vizibilă. Unitățile de 4 și 5 stele au acum cel mai mare indice de utilizare.